Dragilor, bine v-am regăsit un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, Mona Ciurezu, psiholog, psihoterapeut relațional, terapeut certificat IFS și povestim pe marginea unei cărți foarte dragă mie, foarte dragă și Monei, și am să vi-o arăt la cameră. Da? Terapia sistemelor familiale interne, amândoi o avem, o carte a lui Richard Schwartz. Și aș începe discuția noastră cu o mică descriere, atât pentru cei care și-ar dori să spunem să afle mai multe lucruri despre această abordare, orientare terapeutică, chiar dacă sunt poate psihologi sau psihoterapeuți formați în alte orientări și și-ar dori să afle mai multe lucruri despre aceasta, dar și pentru publicul larg care vrea să afle de fapt. Pentru că trebuie să recunoaștem, IFS este o abordare optimistă, aș spune eu, în sensul în care autorul cărții, Richard Schwartz, spune că noi venim dotați, ca să spunem așa, cu toate elementele cheie pentru a avea o viață cât mai armonioasă. Așadar, ce este IFS? IFS este o metodă de abordare terapeutică care ajută persoanele care doresc, da, să fie echilibrate, să ajungă într-un final la iubire, dacă e să ne uităm care ar fi obiectivul final. Și ea se bazează pe faptul că noi nu avem o singură minte, ci noi suntem multi-mind și că personalitatea noastră este formată din subpersonalități, da? Și avem acest sine care, de fapt, el nu este o parte, care este, într-un fel, Dumnezeu din nou, sufletul nostru, care are toate calitățile pe care noi tindem, într-un fel. Avem, Sinele are divin compasiune, pe care l-am exact, are întâlnit, da? compasiune, încredere, are conectare. Și părțile, pe de altă parte, care sunt împărțite în trei categorii, ele sunt exilații, pe de o parte, și protectorii, care sunt, unii se numesc manageri, care au anumite strategii de a se asigura că părțile noastre vulnerabile, numite exilați, nu ies la suprafață, și pompierii, care sting focul în momentul în care nouă ne este foarte greu cu emoțiile și cu ceea ce simțim, durerile noastre. Și aș mai spune că ce este diferit față de alte abordări terapeutice, pe de o parte este ideea că toți avem acest sine care nu poate fi fragmentat, nu poate fi distrus și că e tot timpul cu noi, ci mai degrabă el este mai la suprafață sau mai ascuns la fiecare din noi în funcție de evenimentele și traumele prin care am trecut și că vindecarea se întâmplă în momentul în care sinele nostru este la suprafață, este cumva la conducerea sistemului și ajută părțile să se vindece. Pot părțile să afecteze direct corpul? Care să mă ajute să mă vindece și mai degrabă? Da, părțile pot să afecteze direct corpul pentru că părțile se manifestă prin corp, da? Putem să vedem, inclusiv când ne uităm la o persoană, vedem acum vorbește și după care brusc se enervează și e foarte ușor să vedem trecerea de la o parte la alta, iar părțile pot să provoace dureri de cap, de exemplu, sau pot să provoace inclusiv boli. Pentru că anumite emoții care sunt asociate părților pot să ducă la îmbolnăvirea corpului. Care este rolul psihoterapeutului în IFS? Rolul terapeutului AFS este de a însoți clientul în vindecare, de a sta el cu sinele lui la suprafață, astfel încât să ajute sinele clientului să vină și el la suprafață și când sinele clientului este la suprafață, știe ce are de făcut în clientul, în sinele, în corpul și în sistemul clientului. Și atunci terapeutul nu este el cel care face lucrurile, ci sinele clientului, da? Dar uneori în prezența sinelui adultului respectiv al terapeutului, da? Ajută să elibereze poverile care părțile de foarte mult timp le cară după ei și după ele și le pur și simplu uneori vin asupra sistemului cu foarte multă durere, dar și foarte multă presiune.
Apropo de poveri, există poveri moștenite și poveri personale și cum ne eliberăm de ele? Da, există poveri pe de-o parte care pot să fie ale noastre, adică noi am trecut prin anumite experiențe, iar părțile noastre s-au încărcat cu acele poveri, cu acele dureri prin care noi am trecut, dar pe de altă parte pot să fie poveri transgeneraționale sau poverile din jur pe care noi le preluăm, da? Cele culturale. Și să spunem că eliberarea lor, fie că sunt ale noastre, fie că sunt cele culturale sau sunt cele transgeneraționale, le eliberăm în același mod. Când sinele stă și ascultă povestea, greutățile prin care acea parte a trecut, da? Are loc eliberarea acestor poveri și de cele mai multe ori eliberarea lor se face folosind, de exemplu, de elementele naturii. Poate un client preferă pur și simplu să dea drumul pe o apă, altul vrea să-i dea drumul, să-l ia vântul. Este o conexiune destul de mare cu natura și cu universul în această metodă terapeutică. În cazul unei traume, ce se întâmplă în mod specific cu părțile în timpul traumei? Ca să spun înainte de ce se întâmplă, e important să spun cum ne naștem. Deci noi ne naștem cu acest sine și cu aceste părți care, să zicem într-un fel, sau au anumite calități pentru noi, care definesc personalitatea noastră, da? Iar în momentul în care noi trecem printr-un eveniment traumatic, care înseamnă o copleșire pentru sistem, ce fac părțile? Încep una preia durerea, da? Și devine exilată pentru că cei protectori respectiv managerii, se asigură că închid bine și dezvoltă o strategie care să se asigure că acea durere nu mai este la suprafață, iar dacă nici strategia managerului nu-i merge, pompierul poate să ia un rol de a stinge respectiv acel foc, de a se asigura că nu mai simte ceea ce simte. Și ce este important, că uneori aceste părți rămân blocate în timp. Ele uneori, poate noi avem 46 de ani acum, dar o parte de-a noastră care a trecut prin eveniment traumatic la 6 ani, crede că noi avem în continuare 6 ani și rămâne blocată într-un circuit la acea vârstă, nu mai crește. Cum poate terapia sistemelor familiale interne să ajute pe cineva să se vindece de anumite răni emoționale sau de anumite traume? Cum spuneam și mai devreme, sinele este cel care are această capacitate de vindecare. Părțile uneori pot să ajute alte părți, da? Ale sistemului sau unui alt sistem, dar până într-un punct. Și atunci, ce face această metodă terapeutică? Ajută ca sistemul să fie condus de acest sine. Iar când sinele vine la conducere, da? Toate părțile care s-au simțit împovărate până atunci sau nici nu și-au dat seama până la momentul respectiv ce care, pentru că era o normalitate pentru ele, da? În prezența sinelui se simt în siguranță, se simt conectate și pot să elibereze, să se elibereze pe ele de acele roluri care au rămas blocate atât de mult timp. Și ăsta este un mod în care se vindecă. Se numește vindecare emoțională, în care acele părți pur și simplu eliberează din sistem acele poveri și pot să revină poate la calitățile lor inițiale, da? Și să ne bucurăm de mai multă fericire, mai multă bucurie, să trăim mai mult în momentul prezent. Pentru că ce este într-un fel important de spus este că sinele este cel care este prezent acum, în momentul de față. Părțile, de cele mai multe ori blocate în trecut, sau pot să rămână cu mintea ancorată în viitor, adică se gândesc, da, ce o să fac mâine și așa. Sinele, să ne bucurăm de ce este acum și aici. Ce înseamnă acceptarea de sine?
Acceptarea de sine, eu spune că ne putem uita la ea din perspectiva AFS în două moduri. Unul este să acceptăm cu toții că avem acest sine nealterat, care are această capacitate de vindecare, da? Iar pe de altă parte, este acest proces de vindecare se întâmplă când noi ne acceptăm într-un fel toate părțile noastre. Întâi le diferențiem, care este o parte, care este cealaltă, care este rolul. Deci le cunoaștem, le acceptăm așa cum sunt, ca după aia să putem să avem integrarea și să ne acceptăm cu totul, și cu sine, și cu părți. Pentru că pomeneai puțin mai devreme, pe lângă poverile personale, pe lângă cele transmise transgenerațional, din generație în generație, și de poveri culturale, anumite traume colective ne pot afecta integritatea noastră, să spunem, emoțională. Cu siguranță, pentru că în momentul în care există această, să spunem, traumă într-un fel colectivă, da, din nou părțile din sistemul nostru se raportează într-un anume fel la ele. Una poate să ia frica, cealaltă poate să ia o strategie în care să se asigure că nu mai ajunge în acele experiențe, chiar dacă sistemul meu nu a trecut el în sine, poate prin trauma respectivă, dar este faptul că a fost martoră la acel lucru sau că pur și simplu s-ar putea întâmpla, apare o teamă că ar putea să treacă și sistemul prin asta. Și atunci eliberarea într-un fel și de aceste tipuri de traume sau poveri într-un fel colective care apar în aceste traume colective, e important să fie prima oară acceptate și validate și văzute perspectivele părților. Pentru că poate ce ar fi important de spus că fiecare parte are într-un fel o realitate a ei. Așa cum și doi oameni se uită la un lucru și văd două lucruri Pot diferite, da interpretări așa și diferite. exact, și așa și părțile din interior au percepții diferite asupra aceleiași realități. Și ele se manifestă conform acelor realități. Și primul lucru e ca ele să se simtă văzute, auzite, da? Și să vedem într-un fel, să încercăm să vedem realitatea așa cum o văd ele. Deci noi nu le schimbăm, noi în prima oară le acceptăm așa cum văd ele acea realitate și după aceea le ajutăm să se despovăreze. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Mona Ciurezu, psiholog, psihoterapeut relațional, terapeut certificat Internal Family System și am vorbit pe marginea acestei superbe cărți pe care vi-o mai arăt încă o dată la cameră, Terapia Sistemelor Familiale Interne, dinamica părților noastre interioare în procesul de vindecare și integrare, Richard Schwartz, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare, mare drag, indiferent dacă, eu știu, poate ați făcut formarea în IFS sau vă doriți să aprofundați mai mult această abordare, această orientare terapeutică. Mulțumim din suflet, Mona, mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit și ne dăm întâlnire la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Tre